A dispărut și eroarea cu airbag-ul. Ar fi uzura de la volan. Etic, mă așteptam că o să mai aibă urme de rugine. Am zis, bă, îmi place mașina, nu mai are rost să mă negociez. Între timp îi dădusem banii atunci când am semnat contractul de vânzare-cumpărare. Un bilețel acolo scria că are amenzi de vreo 390 de lei. Pură că nu sunt amenzi de 390 de lei și sunt amenzi de 4000 de lei. Este rezultatul final. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. Uite că de această dată continuăm seria cu proiectul Volkswagen Golf 4, iar astăzi am să vă explic câteva chestii ce le-am întâmpinat eu când am cumpărat mașina asta și, cum vedeți în titlu, cum era să iau țeapă cu fiscalul. Dar până să ajungem acolo la poveste, dați și voi acolo pe butonul de like, pe butonul de subscribe. În primul rând vom merge ca să o spălăm, pentru că mașina arată cam rău. Și voi, acum 3-4 zile am spălat-o, am mers cu ea doar pe oraș și s-a umplut pur și simplu de praf. Negru este foarte frumos, dar foarte, foarte pretențios. Cum ați văzut mai devreme, s-a murdărit în ultimul hal, va trebui să mergem să o spălăm. Iar apoi vom merge să cumpărăm un spray pentru a vopsi volanul. Hai să vedeți cum arată volanul. Aceasta ar fi uzura de la volan. Este ceva, nu este nou, da, dar o să-l facem, zic, ca nou, așa. Pielea e bună pe el, nu este absolut deloc ruptă. Am văzut că am mai făcut un prieten de-al meu la mașina sa și am zis că să încercăm și noi. Văd cum arată volanul meu. Am trecut la foste mașini, să zic așa, care au avut piele. În anumite zone a trebuit să vopsesc pentru că se decolorasă. Am folosit același spray care se găsește la Dedeman. Costă vreo 40 de lei, ceva de genul. Și iese foarte bine vopsind volanul. Momentan îl vom vopsi. Cum ziceam, până îl vom retapița, îl vom face vopsindu-l, pentru că va da impresia de un volan mai nou și vreau să văd totodată cât va ține vopsit așa. Hai să lăsăm vorba deoparte, să mergem să spălăm mașina, să o curățăm bine și să mergem la Dedeman să luăm vopseaua. Dar când ne vom apuca de treaba, să vă explic eu cum a stat treaba cu fiscalul la mașina asta. Ce noroc avem, suntem și singuri la spălătorie. Punem mașina în parc frumos. O oprim, oprim și clima, că ne zăpăcește de cap. Ne-a zăpăcit de cap, de fapt. E, pe filmare nu pare chiar atât de murdară, dar în realitate chiar este murdară. Hai să luăm fise și să o clătim, să o spălăm, să o facem ca nou. Întotdeauna când aveți mașina mult mai murdară așa, vă recomand să o frecați cu o mănușă din aceasta ca să ia toată mizeria așa cum trebuie, să se spele cum ar veni bine, că nu știu tot timpul dacă are efect șamponul sau spuma activ atât de bine fără să dați cu ceva pe mașină. Eu prefer să dau cu mănușa asta tot timpul, să o frec toată mașina, iar apoi să-i dau o limpezire cu apă osmozată. Consider că este mult mai bine. Și ultima etapă și cea mai interesantă, finisarea cu apă osmozată, da? Ca să nu rămână mașina pătată, în special geamul. Știi că așa ar trebui să arate mașina după ce o vom polișa, după ce vom vopsi elementele de care trebuie, exact
ca și cum ar fi apa pe ea. Am spălat-o, lăsăm puțin ca să se usuce. Și vă ziceam eu atunci că o să scăpăm de erori și am mai făcut câte una alta la mașină. Nici eu nu am știut că mașina în prezent are alarmă. Când o deschidem, piuie. Iar dacă o închidem și o ușă nu s-a închis, începe să urle de mama focului. Bă, mișto. Chiar nu am știut că mașina are această dotare de fabrică. Nu am știut despre mașina asta, însă în realitate are foarte multe dotări, precum și sistemul audio care este DSP, adică din ce am înțeles eu, sunt boxele alea premium, navigația, cred că este aceeași ca pe toate celelalte MFD-ul ăsta. Urmează ca marți să mergem la prietenul meu electrician, la Niki, să rezolvăm treaba cu muzica de pe interfața de USB, SD și auxiliar, să vedem de ce nu cântă sau ce trebuie făcut. Bă, îmi place extrem de mult cum merge cutia asta de viteză. Nu mă gândeam că o automată de generație veche poate să schimbe atât de bine. Probabil a fost întreținută, că altfel nu ne dăm seama. Și o chestie interesantă, ca să obținem un consum bun pe oraș, din ce am văzut, bine, eu am descoperit acum chestia asta, trebuie să o dăm pe manual, să schimbăm noi singur trepele de viteză. Și consum pe oraș cred că se învârte undeva la 10, 11, 12, cam așa aproximativ, acum depinde de unde până unde te duci și ce distanță parcurgi. Dar dacă o dai pe manual, cum am făcut și eu acum, vedeți, ne apar vitezele aici în bord. Uite, îi dăm a treia, da, acum îi dăm a doua și consumul scade. Am ajuns și la Dedeman să intrăm să vedem dacă găsim sau nu spray de vopsit volanul. Da, ce ne trebuie nou este aceasta, varianta black, 35 de lei, s-a mai ieftinit. Mă băieți, ăsta este produsul, da, am văzut că timp de uscare 2 ore, deci ar trebui să se usuce repede, mai ales că acum sunt 19 grade, e foarte, foarte cald. Ce să mai... Hai să ne apucăm de volan, să îl facem cum trebuie. Ajuns în parcare, tot vom face în parcare. Ne vom apuca să izolăm bine volanul, da, airbag-ul de mijloc și pe aici, ca să nu gazăm sau să facem alte nebunii. Vom agita spray-ul bine și cred că vom da 2-3 mâini sau ceva de genul. Știu că așa am făcut data trecută și la un scaun de piele și rezultatul a fost satisfăcător. Hai să ne apucăm de treabă. Gata, mă băieți, am izolat volanul. Cam așa mi-a ieșit mie, o improvizație, așa să zic. Pentru că nu este ceva profesional, am zis că o să fie doar de moment ca să arate mult mai bine. M-a interesat doar partea asta, pentru că nu voi ajunge până aici cu spray-ul. Voi da doar volanul și atât. Acum îl vom desface și vom agita spray-ul. Vedeți voi, când vă luați spray-ul din acestea, să dați plasticul ăsta de la el jos, pentru că altfel nu vă va merge. Da, îi puneți dopul la loc, faceți o probă să vedeți dacă suflă. Suflă bun. Acum îl vom agita timp de 2 minute așa. Vom aplica primul strat să vedem cum se vede, cum iasă. Hai să dăm primul strat. Băi, ești nebun ce lucios iese. Bine, nici așa rău nu era uzat volanul meu. Cam asta este prima mână, să zic așa, la el. Îl lăsăm să se tragă, pentru că pare că se uscă instant. Vedem ce am făcut noi și pe lateral. E, uite, pe aici pe lateral mai avem de dat, ori se uscă el prea repede. Voi, prima dată rămâne lucios, iar apoi ușor, ușor se va usca. Ăsta este primul strat, l-am dat eu bine și pe aici. Vedeți voi, doar suprafața asta o gazează, nu
ajunge pe aici, uite, aici nu a gazat deloc, doar suprafața din față, oricum voi dați mai de aproape, nu dați de la depărtare, ca și cum ai da cu pistolul de vopsit. Mă băieți, și acum că stăm și așteptăm să vedem până se uscă volanul nostru, am să vă explic care era treaba cu fiscalul, cum era să iau țeapă cu fiscalul, pentru că tipul de la care am cumpărat eu mașina avea amenzi și avea amenzi cam mari, deși în anunț scria că el oferă fiscalul pe loc și că nu sunt probleme. Bun, am plecat din Turnul Severin, cam 180 de km până unde aveam să cumpăr mașina, l-am luat pe tovarășul meu Narcis, am plecat cu Opelul tatălui meu, știți bine, acela Astra G. Am ajuns la mașină, nu l-am mai sunat pe om să-i spunem că, domne, că ajungem într-o oră, două ore, ceva de genul. Am zis ca să prindem mașina la rece. Am ajuns acolo, am văzut despre ce este vorba. Bineînțeles că nici de cum nu era ca în poze, să zic așa, pe partea de tablă. Adică, estetic, mă așteptam că o să mai aibă urme de rugină, pentru că majoritatea Golf-urilor 4 au urme de rugină. Dar nu mă așteptam să meargă chiar atât de bine motorul și cutia de viteze. Asta mi-a plăcut. Am plecat cu mașina în ture, ne-am plimbat cred că vreo 20 de kilometri plus minus așa aproximativ și am hotărât să mergem să facem actele, pentru că am zis, bă, îmi place mașina, nu mai are rost să mai mă negociez, asta este, omul a văzut că sunt hotărât, bun. Acest om stă la 20 de kilometri de un orășel, să zic așa. Deci a trebuit să plecăm de acolo, să mergem 20 de kilometri ca să facem actele. Am făcut actele, am dat dânsului suma de bani, iar apoi a trebuit chiar să ne întoarcem la el acasă, la primărie, ca să ne dea fiscalul. Eu între timp îi dădusem banii atunci când am semnat contractul de vânzare-cumpărare. Acum nu știu ce să vă zic vouă. De regulă cam așa se face, dar când o mașină e matriculată pe România, recomandarea mea ar fi să dați banii după ce primiți fiscalul, certificatul fiscal. Bine, înțeles că mai sunt anumiți oameni care îți mai trimit fiscalul, dar cel mai bine e să te duci cu ei la organul de competență, adică la primărie, să-ți confirme că nu sunt datorii, dar că nu te grăbești cu fiscalul. Zic că fiscalul în unele zone se poate da pe loc, la primării, la sate, la comune ți se dă pe loc, iar la orașe se dă și la oraș pe loc, plătind o anumită sumă de bani. În fine, dânsul a zis că nu are datorii, deși avea. A zis că doar că trebuie să plătească 200 de lei impozitul la mașină, cât este la 1.9. Da, de unde era chiar așa de ușor. Ne-am dus cu dânsul la primărie, i-am dat actele și am așteptat afară. Vine dezamăgit de acolo și îmi spune, băi Cristi, avem o problemă, am câteva amenzi și trebuie să le plătesc. Și pe un bilețel acolo scria că are amenzi de vreo 390 de lei și am zis, băi, îți dădui suma asta de bani, de ce să nu le plătești? A, că stai că e o încurcătură, că nu sunt amenzi de 390 de lei și sunt amenzi de 4.000 de lei. Mamă, m-a luat capul când am auzit că are amenzi de aproape 1.000 de euro. Și am zis, ce facem? Și el a început să-mi zică, păi știi că îți voi trimite o fotocopie sau ceva de genul după ce iau fiscalul, că îți promit că rezolv cu fiscalul. Și am zis, domne, și de una și de alta, eu nu plec de aici fără fiscal. Dacă erau probleme, bineînțeles că apelam numărul de urgență 112, pentru că era o înșelăciune, deși nu știu dacă mai era ceva de făcut de îndată ce semnasem contractul, scrisesem și pe certificat înstrăinat acolo, deși totuși erau obligat oarecum să îți dea fiscal, pentru că era și anunțul de așa natură, oarecum era o înșelătorie. În fine, am dat eu câteva telefoane și ulterior am hotărât ca să plătească 4.000 de lei amenzi.
dacă nu plătea aceste amenzi ce le avea și impozite și etc. etc., nu putea să-mi dea certificatul fiscal, iar eu nu puteam ca să-mi matriculez mașina. Mi-a dat fiscalul, am plecat de acolo mulțumit, am ajuns la mine în oraș, bineînțeles că a doua zi m-am dus și am depus certificatul fiscal, am luat după 3-4 zile, iar luni am programare pentru a schimba numele din matriculare, să trecem pe vechiul 91HUY. Sunt curios voi cum ați procedat sau cum ați procedat, pentru că eu nu sunt la prima mașină care o cumpăr pe România și să zic așa că au fost sau nu au fost probleme. N-am avut probleme în trecut și am avut încredere de la cei care au cumpărat, însă de data asta a fost oarecum o problemă care nu mă așteptam, mai ales că era un domn în vârstă, nu era, să zici, un tânăr sau un om care nu părea să fie serios, deși domnul era un pic cam școlit, să zic așa, era vagabond. Voi ați mai fi cumpărat mașina dacă nu vă oferea certificatul fiscal? Sau ce era de făcut dacă nu luam fiscalul? Că oarecum dacă nu primeai fiscalul, nu mai puteai să transcrii mașina și duceai la dezmembrări, pentru că știți și voi că după noua reglementare acum, ai termen 2 luni de zile în care poți să-ți transcrii mașina dacă nu se radiază automat. Băieți, asta a fost întâmplarea cu certificatul fiscal care era cât de cât să îmi iau mare, mare țeapă. Bine că s-a terminat totul cu bine. Acum avem să facem destule la mașina asta și am văzut că v-a plăcut clipul anterior cu prezentarea sa. Am să continui tot proiectul să vi-l arăt pe canalul de YouTube și am să vă arăt ce mai facem la mașină. Hai să mai dăm a doua mână de spray pe volan să vedem cum va ieși. Gata și cea de-a doua mână, mama, a ieșit mult mai lucios și îmi place că se uscă foarte repede. Oricum, acum 2 ore nu ne vom atinge de el, o vom lăsa în parcare mașina. Bineînțeles că vom da și a treia mână, poate chiar o să dăm tot tubul, pentru că nu e chiar așa de mult în el. Vedeți, temperatura 10-25 de grade, acum sunt vreo 28 de grade, ceva de genul, și uite, sunt de la o suprafață de 25-30 de centimetri, să zicem așa. Agităm din nou spray-ul, suntem la a treia mână, uitați cât de bine a ieșit și cum se vede. Dacă îi dau și a treia mână, nu vom mai avea probleme. Gata, am obăie și a treia mână. Mai avem ceva în spray. Și a patra mână, da. Nu pot să stau în mașină pentru că miroase foarte, foarte puternic, dar a ieșit într-un mare, mare fel. Am mai rămas în spray, chiar mi-a ajuns, pentru că nu era chiar atât de uzat. Ca și recomandare, v-aș putea recomanda acest spray, îl găsiți la Dedeman, ați văzut prețul său, nu este nici foarte scump. Până vă retapițați voi volanul, să zic așa, jumătate de an, un an cel mult, vă garantez că acest spray își face treaba foarte bine. Eu tocmai l-am obținut, mai are puțin aici ca să se usuce. Suprafața va trebui să rămână exact ca aceasta, adică ușor mat, nu lucios. Pentru că dacă rămâne lucios, nu este în tocmai bine, eu zic că rezultatul este satisfăcător față de cum era el înainte. Bine, este foarte important că volanul nu a fost rupt sau alte chestii. Nu știu dacă mergea să dau și pe airbag-ul ăsta, mă gândesc că fiind tot de piele, cu siguranță mergea, dar uite că nu am făcut asta. Acum 2 ore va trebui să așteptăm să se usuce, pentru că nu putem să o conducem și oricum nu mai avem treabă cu mașina, o lăsăm puțin parcată. Bun, hai că au trecut cele 2 ore, sunt curios dacă s-a uscat vopseaua pe volan. Da, mai oameni buni, ăsta este rezultatul final. O să vi se pară că aici este mai negru, însă e umbra din mașină. Stai, să deschidem noi în spate să vedeți.
cum se vede, da, vedeți, ăsta este rezultatul final. Eu zic că este extraordinar de bine cum i-a ieșit volanul de față de cum era înainte. O să pun acum un before and after să vedeți despre ce este vorba. Vă recomand să vă faceți și voi volanul dacă aveți probleme. Am văzut cum arată volanul meu. Acum mă voi pune să editez acest clip ca voi să îl vedeți, pentru că este weekend și este plăcut. Lăsați voi un mesaj care va fi următoarea îmbunătățire a mașinii, care va fi următoarea modificare, să zic așa. Mă bate gândul să pun pe bara din față o prelungire de RS. Dacă vă aduceți voi aminte clipul cu acel Volkswagen Bora portocaliu ce l-am filmat eu de America, adică ETA, mă bate gândul să iau de la el prelungirea aceea și să o pun pe bara mea. Știu că majoritatea își pun bară de R32. Arată bine, nu pot să spun că nu arată bine, însă parcă nu ar mai fi atât de OEM. Aș vrea totuși să pice un pic mai la fix totul, să fie așa cum trebuie.